perfect. Atențiune. Sănătate. La mulți ani. Mulțumim. Toată lumea îmi spune bun venit domnului primar, care conduce municipiul Giurgiu în condiții foarte frumoase colorate. Vă dea Dumnezeu multă sănătate, să vă bucurați de toți anii pe care vi-a oferit și vi-a oferă în continuare cu dărnicie bunul Dumnezeu, să vă bucurați de cei dragi alături, care vă văd că sunt alături și ne mândrim cu dumneavoastră în anul centenarului să sărbătorim pe cineva care chiar împlinește 100 de ani. Și în colonelul Cioară Ion, în retragere, cu 3-4 campanii în spate. Doamne rusesc, ciosnolac și doftana, să fim politic. Da, a zis că ați luptat prea bine și v-au băgat comuniștii, nu? Da. Și la ora actuală am 13 ani în armată, dar am lucrat cu nasturi, că n-am nici pensie. Păi de ce n-aveți pensie? Nu sunt nervicită, dacă n-ai 15. Da, să vi-l pun alături aici, ca să nu... Uitați așa, țineți-l... Dați-mi bine să rămână, domnul. Așa, domn privat. Și mă iertați că a făcut această adăugire. Vă dea Dumnezeu sănătate. Nu întâmplător v-am adus o cocardă, pentru că peste diploma vă ofer. Diploma de cetățean centenar, domnului Cioară C. Ion, care împlinește venerabila vârstă de 100 de ani la data de 24 martie 2018, ca semn al respectului și prețuirii cetățenilor și autorităților publice locale din municipiul Giurgiu. Vă mulțumim. Și acum să vă fac o confesiune, așa? Sunteți născut, sau soția mea e născută în aceea zi cu dumneavoastră, dar mult mai tânără. Să vă trăiască. Mult mai tânără, mulți ani. Să vă trăiască, domnul primar. Și... peste 3 zile, că știți cel mai bine, peste 3 zile să împlinesc 100 de ani de la unirea României cu Basarabia. Adevărat, s-a născut, da. Pe 27, deci la 3 zile după ceva, ușor, puteți să stați jos, puteți să stați jos. Nu, acum stau bine. Stați bine? Da. Asta vă prind eu cocarda. Vă mulțumim frumos și respectul nostru. Respectul meu este pentru dumneavoastră și să vă dea. Și, nu întâmplător, România, primul centenar 2018, un calendar cu centenarul. Da, adevărat. Acum, pentru că... Să văd bine, 100 să văd aici? Da. Ia să vedem. Suflați dumneavoastră? Da. Ia să vedem. La mulți ani, să Doamne ajută! Sănătate! Să vă dea Dumnezeu numai bine! Ia să facem și șampanie aici. Avem și noi și dumneavoastră. Dar luați loc! Luați loc împreună. Hai, ușor așezat. Așa, perfect. Perfect. Nelule, unde ești, Neluțu? Aici. Ți-o cuptu de sticla asta să desfaci, că nu prea mă ajut de asta. Lasă așa, că e ok. Să punem pahare de șampanie de studați. Așezăm aici. Avem pahare din astea la alte. Nu sunt de șampanie, de șampanie, noi, dar... Puteți să vă dați... Luați loc, domnul primar. Luați loc și dumneavoastră așa, ca să... Cum vreți. Doamne ajută, să trăiți, sănătate. Mamico, ia și mă tare, doamna Ana. Noroc. Să rămână, sănătate. Doamna Ana este vecina noastră care are... Să rămână, sănătate și numai bine. Lucică? Da, mulțumesc. Domnul cu... La mulți ani, sănătate. Doamne ajută! Doamne ajută! Să vă trăiască! Nu, rămâneți pe loc! Am artruze! Rămâneți pe loc! O ușoară Doamne ajută! Am jumate de vârsta dumneavoastră! Și deja mă trezesc greu dimineața, așa mai mă dor oasele! Știi cineva ce a fost țiganca? Aici țiganca. Luptele la țiganca. Când a decimat regimentul 200 artilerii. N-a refăcut și a plecat la cotul Domnului, unde am căzut și prizonier de Africa. După ce am venit de acolo, m-am rogat în armata contra comuniștii care a plecat în Cehoslovacia, până am muncit tatăl. Acolo m-am îngropat
bombă de avion, nu în apă de nebă, 7 inși a fost, și ne-a evacuat la București, la spitalul militar. Până ne-a refăcut până în alta, s-a terminat și războiul, pentru că așa a fost. Să fie. Să fie, da. Și am rămas oarecum așa lipsit de cadru militar. Am rămas puțin cam șocat așa, pentru că ca să fii civil așa dintr-o dată și într-o situație financiară foarte proastă, extraordinar de proastă. Mai ales că am și bolnav în casă, dar soția cu Alzheimer-ul ăsta. Vă închipuiți că am greu persoană. Și nu de-aia, dar vreau să știu, domnul primar, cinstit așa între noi, bărbați, sunt noi oameni serioși. Din punct de vedere. Eu nu știu care e motivul. Deci imediat după război n-ați mai fost militar? V-au degradat? Nu imediat după război, nu imediat. Ba, am fost. Cât timp ați fost militar după război? Până în 1954. În 51 am stat la Galați. Acolo la Casa Părintească. Casa Părintească, da. Și după un an mi s-a dat drumul. Cu oarecare, așa, și-a venit de partea lui Bondaraș, care l-am cunoscut personal, ca să facă un memoriu, de la data la data la de ce am ajuns în situația aia. Și eu n-am vrut să-l fac. Și am avut și o expresie puțin cam... Dură? Dură, tot chiar. Am spus că mi-am scuipat numai rinc. Și mă iertați, dar mă spun la adevărat. Și unde ați lucrat după aceea, din 54? Am fost jucat văpsitor în fabrica lui Gășbrăla. Bine s-a plăcut. Am fost muncitor. Ați luat-o iarăși de jos, așa? Da. Și în Giurgiu, când ați revenit? În 1936. Deci v-ați născut la Galați, am înțeles bine, nu? Nu, la Brilat. Și ați zis de casa părintească în Galați. Nu, și aici la Giurgiu, unde ați mai început să lucrați? Aici am dat peste doamna. V-a dus doamna la Giurgiu. Și unde ai lucrat? A întrebat domnul. Am lucrat la Giurgiu. Contract de revizor și a fost căutat chiar în țară, pentru că am avut un fior așa. Se vede. De orator. Farmaci. Da, le-am dat seama. Că am știut să fac niște inventare și niște controle, că am rămas uimit și inspectorul general Ion Ionică, dacă s-a uimit, care a fost un mare mahăr aici în țară. Și mă lua cu dânsul și mi-a dat la, să știi că asta nu-i gospodină. Și luam o linie, făcea la pat așa, are sub pernă câlpile și nu e bine. Și am știut să mă adaptez, m-am adaptat, am muncit, mi-a plăcut munca foarte mult. Însă au venit greutări, să lângă copii, a devenit la alte probleme din astea care... M-au reținut și nu, ca armată n-am mai putut să mai pătrund, deși s-a revenit la supravea, dar degeaba acum eram trecut cu... Nu eram mai înventat, Și aveam la bază și o meserie în armată de... A făcut un curs de... de asta, de descoperirea
un urmat ce i-a venit la mine și explozibil. A fost un mare proscător și a focoaselor de artilerie. Genist? Nu artilerist. Artilerist a fost. Așa a fost și șeful unei... Da. Și a descoperit de depozit de muniți. Cu... Și la pensie când ați ieșit? La pensie? Am ieșit, sunt veci în pensie. În pensie. Are, știți cum e? Pensie mică, dar lungă. Da, într-adevăr. Dar alții ca mine, care au fost... Generalul Constantin Sandu, generalul Gabrilescu, generalul ăsta m-au depășit și colegia mea. Constantinescu, care a fost la metrou. Constantinescu, care a făcut metrou București. Da. A fost unul din prietenii buni. Am murit ăla cu de cancer, răsoletric, a fost un băiat excepțional pentru. M-a ajutat să așa de care măsură. Și toate astea s-au adunat, anii au trecut, bătrânele au cam murit și m-am dus și eu. Și am început să plâng și eu la mormântul tău Speranță. La Speranța lui Sandura. S-a îndurat bunul Dumnezeu, da, și v-a dat mulți ani. Să știți că niciodată banii nu reprezintă totul în viață. Adevărat. Sănătatea, da, poți să ai bani și prietenii care îi aveți alături și tot ce... Asta merită cel mai mult. Și vă mulțumesc în suflet. A fost o onoare pentru mine, credeți-i mari și... Și asta bună voință să mă ascultați. Cu drag v-am ascultat și văd că sunteți o enciclopedie în ce s-a întâmplat în vremurile respective. Ați spus tot încă. Episoade. Păcat că n-am scris carte. Eu am văzut. Păcat că n-am scris. Și n-am văzut mulți. Am văzut de s-a ziceat rusească de la Balfoi Teatru de dansul de vedere. Balet. M-a luat și m-a tot introdus șefii să rămână în Rusia. Să rămână, mai ales că acum vă spun, nevastă trece. Erai cu putin. Acum vi să iartă, puteți să le spuneți acum. Da, da, așa nu știe. Aveam o prietenă care era mare și tare acolo. Și e... Aflam acum. Încet, încet aflam subiecte. În sfârșit, la Dumnezeu, mai mult face țara, mai mult face părinții, mai mult face moșii strămoșii noștri. Și frații, în 7 frații am fost și sunt singur la Marea Mare. Ai tras? Poze. Cum vedeți România după 100 de ani de viață? România o văd împărțită, doamnă. Împărțită. Sfărmată. Adică România de punere de al populației, al felul de a privi lucrurile, al felul de a vedea puțin mai departe de viitor. Lucru care asta definează mult țări. Așa. Da, vremurile s-au schimbat. S-au schimbat de la adevăr și de altfel... Și generațiile sunt altele. Altele și concepții. Parcă nu sunt mai legate, nu sunt așa de legate de pământ și de sentimentul ăsta național. Nu sunt legate. Patriotismul a dispărut. Nu, n-a dispărut de tot. Un pic s-a atenuat așa, s-a... Ia, orice caz, să mulțumesc și Dumnezeu și mulțumesc celor care m-au ajutat în viață. Nici pe care am mai avut oameni care au știut să mă apreciez. Și regele, care rege v-a oferit? Mihai sau Carol al doilea? Regele Mihai la gara aia, al regal, cum o cheamă. Da, 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 la Băneasa. La Băneasa, acolo am fost 50 de dinși și care s-o putlăm cu cinste și cu demnitate. Înainte de război sau după război v-a oferit? Înainte de război. Înainte de război. Cred că în 40. Da. În 40, că în 40 are venit. 40, exact. Chiar așa și face. Era 40. Așa e trecutul nostru. În 1940. Du-te înapoi. Da. Vezi cum e. Și văd că ați păstrat-o foarte bine. Da, am păstrat-o. Am iubit-o.
Am avut ascunsă sumă jumătate. Da, chiar, unde nu v-a luat-o regimul vechi? Am ascuns. Ce a ascuns? Deci n-au aflat, știau că o aveți, da? Vor să nu, o știa. Mai ales că aveam prieteni, mulți. Foarte mulți prieteni. De am să scăp o vorbă și nu trebuia. Și nu s-o dau. Că am prieteni și împrejur pe aici și așa. Astea sunt. Prieteni avem toți, e bine să-i lăsăm pe alții să-i judece, nu-i judecăm. Da, adevărat. S-a dus. Credeți dumneavoastră că viața e asta? Nu, viața e alta. Aia, cea de după. Aia e viața, adevărat. Asta e o trecere. De la un popas la asta. Asta e. Ce frumos le-ați zis. Mai stăm așa, până cât aveți liber. Mai stăm pe aici, mai veni la ucenicie. Vă spun, lucruri frumoase au fost. Au fost lucruri și frumoase și am învățat multe din ce am trecut. Da. Ca să fie în Rusia, într-o singură haină. Iarna. La temperaturi unde nu se poceau roșiile, se făceau mici așa. După a venit la sus, nu știu mai cum o cheamă, așa la o oceanul îngețat. Și una am stat mult, lucru care vă interesează într-o armă. Deși eu n-am făcut politică, aprobă că dacă făceam politică eram general, general cu bastonul de general în geantă. De mareșal. De mareșal, da. Am fost în pădurea Catini. Catini, în sus, Polonia. Unde în Polonia. Acolo unde au împușcat. Unde au rușii. Rușii au împușcat. Așa. Toată șoseaua de acolo era plin de mormint. S-a făcut tancuri peste ofițerina poloneză. S-a distrus partea, așa ca să zic, intelectuală. Toată floarea armatei poloneze. Da, a fost și eu ce făceam acolo. Tăiam pomi, erau plot care se pretau foarte bine la fabricarea chibritului lor. Erau plopi. Care nu se rupeau când vrei să aprind un chibrit. În sfârșit, sunt lucruri mici. Sunt lucruri trăite de dumneavoastră și sunt foarte interesante numai pentru noi și pentru toți. Pentru lumea. Da. Și am făcut și o mică așa, poz de acolo. Mi-am vândut mantala într-o toamnă târzie. Am făcut rost de țuică, de samahonc, făcută din porul, înțelegeți? Și m-am prezenit că eu eram un fel de curier dintre poștă și lagăr și ce făceam? Am făcut scrisuri, dacă e de probleme, erau probleme știri sau știu câte ceva din astea. Eram om din credere într-o oarecare măsură. Și până la urmă, acest polițist mă chema în cabinetul lui. Și ăsta era un besiv de prima clasă. Și îi sorbea și eu stăteam la un geam așa, unde erau flori. Și mă făceam că beau. Și împărțeam și turnam și la vahon ca anul de veci. Și azi să uscat, mâine să uscat. Și m-a luat la gros. Deci, știți, Vasea, ce mă, suntem cu florile, dar nu știa. De ce? Să vă spun ce am făcut. Că s-a bătat și a căzut pe birou, i-am umblat la brâu, i-am scos cheile, am umblat un sertar și am scos două foi de fii și am pus trampile roșie în roșie, triunghiulară și rotundă, că nu puteai să plege raiul ăsta dacă n-aveai acele două. Liberă circulație. Și stai cu ziua, la această fază pe care am iubit-o, dragilor, era student la Bele Arte. Și când m-a văzut mă ăsta, mi-a căzut la picioare, mi-a făcut picioare, ca să poată să vadă pe traiectul care era colonel în Sochi. Acolo era la o stațiune și am primit două rânduri. Tinere, poate soarele ne va pune în față vreodată. A făcut ceva
Nu mai pornim pentru mine. Cam așa s-a dus. Acea e câteva rândurile. Vedeți? Ați făcut lucruri bune și Dumnezeu nu a fost altfel până. Cu astea merge mai departe în viața aceea care spuneți că veșnic. Plus un copil care l-a găsit și l-a dat. Nu mai vorbesc. Păi dacă ar fi, domnul primar, mă discalc și vă spun următorul lucru. Eu am iubit pe evrei, să știți. De ce? Pentru că Bălad a fost mai mult de jumătate de evrei. Comunitate mare. Așa, una. A doua problemă, am avut colegi mulți așa. Evrei, ce se întâmplă? Acești oameni, am scurs, când am ieșit ofițer, am scurs de la șosele, când le curgea infecția de mâini, când munceau la șosele și am făcut ce am putut. Am dus prin ghetouri diferite pachete în care erau bijuterii. Marcă că duceau greu părinții până nu dădea șper sunt dreptat strângă. Și cu copilul, spune. Și l-am avut dat. Păi la copilul eu așa, m-am spălat și eram ofițer de legătură într-o armată 15, nu știu care, și era Hâncești, unde sunt pădurile alea teribile. Am dormit două nopți ca să îndrept două armate în alte direcții, știți? Și acolo mi-a scapat calul din mână și a păscut de jur împrejur și nu m-a lăsat în aer. Că dacă m-a lăsat în aer, eram nenorocit. Mergând pe șosea, aproape de un sat care era pur nemțesc, Glückstall. Înțelegeți? Acolo numai nemții erau. Am ajuns într-un fel de pâlc de pom și auzeam un scrice pe copil. Ca să vă două cuvinte la asta. M-am apropiat și am văzut un copil de 4-5 ani. Cred că evreul de la Rusie pe acolo trecea coloane întregi de refugiați și de ăștia evrei. Și m-am dus până am găsit un moș care să-l grijească. L-a primit acolo ca să-i dea și, băi, zic că n-avem nici noi de unde. Rădăcini de pom doar dăi, că e un copil care este, pur și simplu am nimănui. Nici eu nu știam, dar bănuiesc că parcă spunea că îl cheamă Max. Max, mama, tot, nu puteam să deduc. Am dat coborii jos de la cal, doar să uit pe cal în locul meu. Și am dat la mea rece, copilul ăla, adică aveam din astea șocolăți, dulciuri din astea. Și le-am lăsat lui acolo. Ce s-a ales, eu nu știu. Pentru că, până la urmă, în situația că pe mine m-a închis, în ziua de Sfântul Ilie, se datoreze și unor evrei care au fost, pur și simplu, niște, nu măgari, niște criminali. Și m-a pus bine undeva și mi-a pus un vecin să vorbească cu mine. Am pus comandantul, eram comandantul unui depozit de muniții cel mai bun din sud-estul Europei. Cu linii cale ferate, multe, multe și zilnic fluctuații și astea. Și a pus pe unul să vorbească cu mine că timpurile sunt grele și că el cunoaște niște oameni care au nevoie de muniții. Da, arme și... Asta a fost o... Cum s-a rechit? Rechizitoriu, la rege. O groapă ca să vedeți. Și am spus, omule, astea nu sunt lucruri care se vorbesc. Dacă vedeți ce scrie aici când l-a băgat pe el în pușcărie, râdeți. De ce a făcut pușcărie? O, dar a scos-o. Râdeți, da, a scos-o. Da, m-a... În 50 a datat, nu?
Da, dușmanul de clasă din țara noastră, transformându-se în uneltele imperialiștilor. E decizia lui de peste deci, hotare. Deci, a dat-o pe asta, l-a băgat în pușcării. A vrut să zădărnicească eforturile constructive ale oamenilor muncii și să-și recupereze forțele risipite, trecând la organizații de tipul celor denumite Mișcarea Oamenilor Drepți în România. În cadrul acestei organizații, care a avut semnificații în regiunea Vârlat, Tutova și Iași, precum și la centrala din București, incorporații din prezentul loc, au săvârșit fapta după cum urmează. Întâlnește întâmplător prin Berlat pre movilă Sergiu Petre, pe care discuta și se plimba cu acesta procurând armament și muniție arătând. Când nu s-a dus și l-a spus, s-a făcut pușcării una. Opa! Închisare corecțională pentru delictul de omisiune a denunțării. 2000 de lei cheltuieli de denunțare. Și de decorații. Păi și, nu, înainte e data asta, înainte alea este asta. Deci îi dă de, decorează, anticomunist, da? Da. A, muncă așa cu medalii anticomunistă, nu? Parcă. Nu, asta, asta nu, nu, nu. Dar ați făcut un an bătut pe muche. Da, da. An pe an, adică nu v-a dat o zi, mai devreme, mai târziu. Nu, la, nu, la Sfântul Ilie, la Sfântul Ilie. Ne m-a surprins, pentru că marginii în general, toți făceam că 2-3 ani în plus. La ceas, am văzut. La ceas. Și formă îi dă. Am văzut 21 mai. Dar vremea nu este îngăduitoare cu noi. Chiar am avut cum? Dar ne-ați primit minunat. Nu trebuie să... A fost foarte bine. Ei, cum le îngăduie și le așează Dumnezeu? Că tot ziceați mai devreme. Mulțumim mult! Doamne ajută! Cu respect și toate cele bune! Mulțumim! Să rămână! Cu drag! Cu drag!